Suntem la DreamHack și lângă mine este Dark Thorn. Cum a fost competiția până acum? Destul de greu, am avut puțin noroc. La mine în grup nu a venit Red, Liquid Red, și am fost doar 3 playeri. Și în rest jocurile au mers destul de bine. Până unde crezi că veți ajunge? Aveți un target? Nu știu, în principiu era să trec de group stages și următorul group stage e destul de greu. Dar dacă am puțin noroc, am ceva șanse. De cât timp joci StarCraft? Cam de aproximativ 2 ani. Ce trebuie să faci să devii un jucător profesionist? Trebuie în primul rând să dedici destul de mult timp și câteodată asta nu e posibil. Și încerc să fiu semi-pro acum, mai la facultate și mi-ocupă destul de mult timp. Crezi că un eveniment de genul acesta va schimba comunitatea de gaming din România? Ar trebui. Am mai avut ceva puțin asemănător la DreamHack Balkans și qualifier-ul de SVK n-a fost rău organizat. Poate acum o să vină mai mulți investitori străini dacă evenimentul o să fie un succes. Night End și Death Angel sunt favoriții României la StarCraft, dar tu vii puternic din spate. Ce crezi despre asta? O să-i ajungi din urmă? Sunt alți jucători care au șanse? Mai sunt ceva jucători, dar e destul de greu să-i prindem din urmă. Cel puțin nu până la expansion. Night End e consolidat destul de bine și în scena internațională. Și Death Angel, totuși, eu cred că nu se antrenează destul. Ideea e că trebuie să investești destul de mult timp, gen, nu știu, 4-8 ore de practice pe zi și câteodată nu-ți permiți să faci asta. Și dacă nu ai practice-ul ăsta, e greu să-l prindem așa, nu știu, mai sunt pe același nivel ca mine în România Tish și Days, dar Days nu prea mai joacă, are bacul anul ăsta. Nu știu ce să zic, ideea e că, având în vedere că suntem underdog, să zicem așa, nu ai prea mult stres dacă pierzi cu ei și încerci să joci cât mai bine. Ne poți spune care este rasa ta preferată? Păi, rasa care o joc, Zerg. În principiu din cauza că este o rasă mult mai mobilă, deși lately și late game ZVP se joacă foarte turtle și cu Blue Lord Infestor, care nu mai sunt așa mobil, dar încerc să mă țin departe de stilul ăsta de gameplay, chiar dacă e cel mai bun. Crezi că după o astfel de competiție o să schimbi stilul de joc? O să înveți ceva? O să mai schimbi ceva? Nu cred că în cadrul competiției schimb playstyle-ul, ci mai mult prin practice și metagame-ul care e în momentul de față. Deci nu cred că o să schimbe ceva în playstyle decât dacă văd niște probleme majore în jocul meu. Ai venit cu o strategie de acasă? Nu neapărat. Venisem pregătit cu ceva contra Liquid Red, dar dacă n-am mai venit, nu aveam nimic. ZVP jucam normal. Mulțumesc pentru interviu și mult succes în continuare! Să ne vedem!